Bună ziua, oameni buni! A venit ziua mult așteptată de mine, de Marcel, de Alinuș. Plecăm în Thailand de la pescuit. Ne îndreptăm spre aeroport. Am luat, ca de obicei, când merg duminica și nu închep șoferul de acasă, am luat un van de la cei de la Black Cab, care sunt foarte serioși și vi recomand, se mișcă foarte bine și foarte repede. Și facem 40 ceva de minute de la Frumușani, ajunge cu 2 ore înainte și o să vă țin la curent pe parcursul călătoriei, cu ce zburăm, cum zburăm, pe unde ne oprim și așa mai departe. Vă salută și Marcel și Alin. Ne-am făcut check-in, nu suntem la coadă aici cu băieții, ca să intrăm la Autopen. Și o să mai așteptăm, suntem cu 2 ore înaintea zborului. Să sperăm că totul va fi ok și avionul întârzie. Marcel e foarte entuziasmat. N-am mai călătorit de vreo 4 ani, am mai ieșit din țară și din cauza asta a fost el până în Bulgaria și gata. Ne-am îmbarcat. Prima oprire va fi la Doha. Și o să stăm vreo 4 ore și mai departe spre Bangkok. Suntem în aeroport în Doha. Am venit foarte bine, am zburat vreo 4 ore și am călătorit foarte bine. Ne aștepta cineva, o să vedeți mai multe detalii pe vlogul lui Marcel. Eu o să postez mai fugitiv așa un pic, dar intrați la Marian Adventure, care nu sunteți abonați la Marcel, și o să găsiți acolo mai multe detalii despre călătoria noastră. Am venit în aripa modernă, că e o grădină foarte frumoasă și vreau să vă arăt și vouă. E frumos într-un aeroport să ai așa ceva relaxant între două avioane. Vedeți mă, ca să întreții Alinuș atâtea plante naturale. Atâția ficuși. Poate face o glumă și scapă vreun șarpe pe aici. Sau prank de la cu șarpe fake, știi? Da. Uite, eu vin la picnic aici.
ne întoarcem cu trenul la launch-ul nostru, am venit pe jos, dar înapoi am zis să mergem cu trenul ca să mergem mai repede. E așa de mare doar terminalul ăsta încât au pus un tren între porțile A și porțile B. A, B și de fapt C și D. Și o să mergem cu trenul. Hai să urcăm. Te știi cu dansul, Marcel? Nu va cu restaurant, nu? Mergem la avion. Ăsta e avionul, e cel mai mare avion din lume, A380-800. Și astea au terminal special. Și pe fiecare clasă de pasageri se îmbarcă de la un burduf. Intrare separat, noi urcăm la etajul avionului și restul de pasageri se îmbarcă pe partea aia. Ăștia sunt toți pasagerii care intră în avionul ăsta nostru, care vedeți aici jos. Și acum vom urca pe partea de și ăsta e avionul. Parcăm acum. Good morning. Hello. 10F. Ăsta-i a meu. Cât e? Aia are soboase, nu? Eu am F-ul. Cât ai? E. E? Și Alin? Da. Trebuie să scrie pe ecran, Alin. Uite-l pe ecranul televizorului. S-a făcut dimineață. La noi e 7 dimineața. Acum am dormit tun, ca acasă, în pat. Am avut și pijama, dar n-am desfăcut-o. Și ne-a dus breakfast-ul, ce-am comandat din meniu, că e un meniu destul de stufos. Am luat niște iaurt cu cereale, un smoothie, un unt și
ciungă și croissant. O să ajungem în într-o oră și o să ne aștepte cineva. Aici suntem cu 4 ore mai târziu. Deci probabil că o să aterizăm pe la 12 și ceva ora locală din Bangkok. Ne-a luat cu microbusul. Șoferul are macrameu pe scaun, avem perdele. Totul e aur aici. Avem și oglinzi. Niște subwoofere mari în spate. Și avem de mers vreo o oră și ceva, zi, două ore, nu? Două ore. Avem și fructe de mare. Avem tot ce trebuie. Am coborât în avion, suntem la Bangkok în aeroport, nebunie mare, am mers pe jos foarte mult. Aveam emoții cu vizele că o să dureze să stăm la coadă, dar nu era nimeni, absolut. Eu cu Alina am avut poză, Marcel venind mai des pe aici a venit cu poza de acasă și ne-a făcut o doamnă cu telefonul și mâncare, dacă ne-a făcut, important că ne-a luat banul. Ne-a pus să schimbăm niște bani, nu era nimeni la coadă, nimeni. Asta cred că cât a stat, un minut? Nici un minut. Adică, da, numai noi singuri. Suntem odihniți, am dormit bine în avion ca acasă, ora a fost bună de somn, exact cât e noapte la noi, diferența de fus 4 ore, aici acum este ora 1 și 10, la noi este 9 și 10. Suntem foarte bine, foarte bine. Ne-am venit și cu șoferul, ne-a pus pe bagaj numele și așteptăm să vină cineva să ne preia, să plecăm spre locul de pescuit. Azi o să fie zi de odihnă, relaxare, piscină și de mâine și-o pe ei, pe Arapaime. Ne acomodăm cu clima astăzi. Da. E deja umezeală și foarte cald, sunt 35 de grade. Și n-am ieșit din aeroport. Da. Am ajuns și la resortul de pescuit. Sunt niște pescari care tocmai pleacă acum. Asta e recepția. Se numește Jurassic Mountain Resort. Avem fiecare câte o viluță de-astea care sunt chiar aici la piscină. Aici în prima este Marcel, eu la mijloc și Alin ultimul. Așa arată camera din resortul de pescuit. Televizor, aer condiționat, internet. Bucătărie dotată, dar nu e cazul că eu nu sunt cu gătitul și nu mă pricep. O cameră mare, spațioasă, cu un pat dublu, să vedem și baia. Da, curat tot, nu miroase urât, nu. Dușul e mare, cabina de duș, e foarte ok. Și aici avem seif, umbrele, în caz că plouă. Să mergem un pic să vedem și prin resort cum arată. Să nu puiem ușa. Lăsăm cu invers. Da. Să o luăm la pas așa un pic. Să vă arăt și pe aici. Asta e piscina. Sunt două lacuri, Marcel. Unul pentru pești mai mici și unul pentru pești mai mari. Noi avem plătit la ala cu pești mai mari. Specie se numește. Specimen, la lake, ceva. Unde numai specimene. Da, da, da. Deci e... E bine, nu? Locația. Verdeață. Fără cuvinte. Aici un lac mai mic, cu caraș. Aici e barul. Leo. Here is the main restaurant. The main restaurant is here, yeah? Here we will eat every day, yeah? Breakfast, lunch and dinner. And when we go for fishing, you bring the food there? Or breakfast and lunch.
lunch, I can bring it down for you. Uh-huh. Eat on swim. Uh-huh, on the swim. This is the lake where we're fishing, or the another one? Which one is better? What we book, big no? Big fish. Big fish, here. Yeah. Arapaima, this is. Museum of Arapaima. It's nice. Au locul, vezi? Sunt aproape. Bun apetit. Sunt aproape, Marcel, locului de pescuit. Da. E super. Ce-mi pușcă? Uite undițele aici. M-ați pregătit aici. Ăsta e lacul cu pești mai mici. Cărășei. Belnițe. Poate au și cleni. Cred că cormoran de aia. Nu? Să nu le mănânce peștii. Hai să vedem pe aici. Cineva? Nu cred. Cred că trag ca să alunce cormoranii ăștia. Sau bate govoarele doamna de la hotel. Sau poate aici peștii se împușcă, nu se prind. Și aia se poate. Aici văd că mai pregătesc ceva, că e un teren viran mare. Uite, aici se pun peștii ca să-i faci poză, să-i cântărești, cred că. Da, să pregătiți cu tot ce trebuie. Sunt destul de măricele astea. Asta am vrut să zic, oare e mare pentru... Uite aici. Mă gândesc că nu-i pentru cărășei. Astea sunt locurile de pescuit. Ce-ți poți dori mai mult decât un loc din ăsta de pescuit? Ce stâncă interesant avem aici. Hai să facem o tură. Foarte frumos. Și la ce mincioc au, cred că au ceva pești au mai mare, ceva, sigur. Nu? Că minciocul pare măricel așa. Pare destul de mare minciocul. Au spray de la de, în caz că rănești peștele, știi? A, pentru aia chiar nu da. Știu. Și aici e locul unde fiecare dintre noi avem câte un loc de ăsta, știi? Unde așteptăm să tragă. Da. Și fiecare primim două undițe. La două bețe? Da. Unul la fund, unul la fund. Unul prinde, unul nu prinde. Tot ce trebuie aici, vezi? Și ne aduce mâncare aici, dacă vrem, dacă nu mergem la restaurant. Adică șmecherie maximă. Super amenajare. Lux. Și opulență. Dăm o tură de lac sau ne întoarcem? Ne întoarcem. Am venit la masă să cinăm. Liz. Încă mai sunt pescari pe lac, deși e semi-întuneric. Ori n-au prins nimic, sau ambiționat, ori au prins prea mult și nu vor să plece. Asta e. Ne-a adus și meniurile. $360 de ăștia. Nu, 36 de bați e $1, $360 e $10. Da. Deci $3, $4 un fel de mâncare. Mamă, cum face pisica aia? Face scandal o pisică că
A venit nota de plată prea mare. Deși 3 dolari mi se pare mult pentru un fel de mâncare. Probabil că era flămândă și a mâncat 3-4 porții. Deci toate sub 10 dolari. Mi-am comandat și o șampanie. Alinu și-a luat bere. M-am băgat blitz în ochi. Suntem aici pe malul lacului unde să pescuim mâine. Roze, să vedeți ce bine e. Sănătate bună! Sănătate! Numai bine! Ne-a adus și mâncarea. Eu am comandat un fried rice cu legume și ceva noodles vegetariene. Nu, bă, noodles, dar poate pe acolo pe jos. Marcel și-a luat o ciorbă de fasole cu costiță. Și asta, mă? Tomiam sup. Tomiam? Da, supă de fructe de mare. Și alinuș? Coaste? Da. Poftă, poftă bună să aveți. Mulțumim, mă. Să uite lacul la noi, de-abia aștept mâine. Ăsta a fost primul vlog de aici, din Thailanda. De fapt, de pe drum a fost mai mult decât din Thailanda. O să ne vedem mâine la o partidă de pescuit. Sperăm că să vă arătăm capturi cât mai mari. Suntem entuziasmați. Și ia să vorbesc pe engleză cu... Am mai adus la Marcel ceva, niște orez ăla de spital. Exact ce-mi place mie. Exact ce-i place la Marcel cel mai mult. Doamne ajută, o seară frumoasă, ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine.